În fiecare generație sunt sigur că au fost tineri și vârstnici, oameni cu multă sau cu puțină experiență care au avut nevoie de pace. Unii au avut nevoie de pace în suflet, alții au avut nevoie de pace în casele lor, unii au avut nevoie de pace în vecinătate și de ce să nu o recunoaștem, au fost și oameni care, recunoscând sau nu, au avut nevoie de pace în propria lor familie. Astăzi lucrurile sunt puțin deosebite. În vecinătatea noastră sunt oameni care trăiesc în teroarea războiului. Avem în țara noastră oameni care au urmări în sufletul lor, în cugetul lor, vis-a-vis de cei ce au trăit ei sau de cei ce încă trăiesc cei dragi al lor. În conjunctura aceasta în care nu doar cei de aproape, ci chiar la nivel global, oamenii se gândesc cu îngrijorare la viitor și se întreabă ce va fi vis-a-vis de pacea lumii, avem o veste unică, extraordinar de frumoasă, adevărată. Iisus Hristos este viu. El este același. El este Prințul Păcii și așa cum altă dată Mântuitorul i-a căutat pe ucenici, așa cred că Domnul Iisus Hristos cel viu ne caută astăzi și pe noi. Citim cu atâta bucurie în Sfânta Evanghelie scrisă de Ioan, în capitolul 20, în seara aceleiași zile, cea dintâi a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a spus, pace vouă. Iisus Hristos cel viu știa ce este în inima ucenicilor și în bunătatea lui nemărginită, în iubirea lui divină, i-a căutat și le-a oferit ceea ce nu a putut să le ofere absolut nimeni. Am așa de mare bucurie să știu că ucenicii au primit pacea lui, ucenicii au trăit în pacea lui și apoi în puterea Duhului Sfânt ucenicii au mers în lume și au încercat să spună și altora despre pacea lui Hristos, unica pace care întrece orice înțelegere omenească. Dragii mei, adevărul acesta nu poate fi schimbat de nimeni. În urmă cu 2000 de ani, Domnul Iisus Hristos a biruit moartea, ne-a demonstrat încă o dată că este Dumnezeu și apoi a venit înspre oameni, nu doar înspre ucenici, înspre mulți alții, oferindu-le pacea Lui. Din nefericire, pacea lui Hristos, chiar dacă este oferită, nu rămâne cu forța în viața nimănui. Dacă astăzi unii dintre noi avem nevoie de pacea Lui, singura pace durabilă, singura pace adevărată, nu este suficient să auzim că Iisus Hristos ne caută și ne oferă pacea. Este foarte important, așa a fost întotdeauna, așa va rămâne pentru totdeauna. Este foarte important, deci, să primim pacea Domnului Iisus Hristos. El nu spunea, vă forțez să aveți pacea mea, El spunea, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu așa cum vă oferă alții, ci numai cum eu vă pot da. Ce mă rog lui Dumnezeu în această zi de sărbătoare și în zilele care vin, nu doar să auzim despre învierea lui Hristos, nu doar să ne bucurăm că Domnul Iisus Hristos a înviat, deși învierea este un motiv extraordinar de bucurie. Când auzim despre Hristos și despre pacea Lui, să-i primim pacea Lui în inimă. Ce înseamnă aceasta în mod foarte concret? Să-L primim pe Iisus Hristos în inima noastră. Pacea Lui Hristos nu vine fără El. Mulți și-ar dori pacea lui Hristos, iubirea lui, bunătatea lui, puterea lui, înțelepciunea lui, dar fără el, Hristos Domnul, pacea lui este în el, Prințul Păcii. Așa că astăzi, în zi de sărbătoare, ne gândim încă o dată la Domnul Iisus Hristos. Ne aducem aminte că da, El a murit să plătească fără de legile noastre, păcatele noastre. Ne amintim că jertfa Lui a fost suficientă. Ne amintim cu bucurie că Dumnezeu a primit sacrificiul Lui. Dumnezeu l-a înviat din morți. Și aceasta pentru noi, pentru că Iisus Hristos este același. Înseamnă iubire, înseamnă mântuire, înseamnă pace. Dar nu uitați, dragii mei,
nu doar pentru noi. Exact în contextul acela, după ce Domnul Iisus Hristos le dă dovezi, le arată mâinile lui străpunse, coasta lui străpunse, le dă încă o poruncă. Versetul 21, tot din Ioan 20, spune: Iisus le-a zis din nou: pace vouă. Și apoi vine mandatul: cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Foarte mulți răspândesc vești triste. Foarte mulți sunt purtători a unor vești care împovărează, care întristează. Creștinul autentic, cel care are pacea lui Hristos în inimă, este trimis de însuși Prințul Păcii să vorbească și altora despre o pace veșnică, o pace pentru toți, o pace în Hristos și numai în El. Hristos este viu. Dovada că Iisus Hristos este în viața ta este și pacea care îți dă liniște în mijlocul necazurilor, a suferințelor și a vremurilor tulbure. Noi ne rugăm lui Dumnezeu pentru o lume plină de pace, dar nu uita, pacea nu o dă lumea, pacea nu o dau liderii politici sau sociali, pacea nu ți-o dă starea materială pe care o ai, adevărata pace este pacea interioară, oferită de unul singur, Iisus Hristos, care este viu și rămâne viu în vece vecilor. Fii un ucenic al lui Hristos, fii un purtător de pace și un făcător de pace. Sărbători binecuvântate în continuare!